asta nu stăm împreună cu directorii din aparatul de specialitate, cu directorii serviciilor subordonate de Consiliul Local și ai societăților comerciale înființate de către Consiliul Local și la care Consiliul Local este acționat. Am reușit în această perioadă, în 15 decembrie, să până acum să definim proiectul de buget al municipiului Mediaș pentru anul 2012. Sigur, sub rezerva aprobării bugetului Consiliului Județean, după care urmează în data de 30 și în ședința ordinară a Consiliului Local, dezbaterea și până spre aprobarea bugetului. Bugetul este de aproximativ 93 de milioane de lei, cu 5 milioane de lei mai mare decât anul trecut. Este un buget echilibrat, axat în continuare pe investiții pentru a termina în scurt timp lucrările de infrastructură pe care le avem de urmare. El va fi supus și dezbaterii publice. În data de 23 ianuarie la ora 17 am planificat această dezbatere la care vă invităm și invităm cetățenii Mediașului care sunt interesați să vadă cum este construit bugetul și care pot face propuneri vis-a-vis de bugetul.